Salutare, dragi prieteni, bine ați revenit în lumea metalelor prețioase, eu sunt Edi și astăzi vom discuta despre prețul aurului, nou maxim istoric sau liniștirea pieței. Este un articol foarte interesant despre factorii care influențează prețul aurului și în principiu cam are dreptate, n-am reușit să-l citesc pe tot în timp ce-l traduceam pentru că am citit toată ziua de am nebunit la cât am lucrat la blog, la noul blog și oricum este în proporție de, să zic, 70-80% gata, dar cred că până săptămâna viitoare va fi gata și blogul și sper să vă placă, pentru că până la urmă pentru voi l-am făcut. Da? Bun, și hai să-i dăm drumul la treabă să vedem despre ce este vorba. Chestiunea dezvoltării viitoare a prețului aurului preocupă atât de mulți investitori cât și părțile interesate. Va continua prețul acestui prețios metal valoros să crească către înălțimi neînchipuite sau posibil piața se va calma? Este extrem de dificil să oferim un răspuns clar la această întrebare, deoarece piața aurului este influențată de numeroși factori. Cu toate acestea, în continuare, dorim să evidențiem o posibilă evoluție a prețului pe baza indicatorilor actuali. Și avem indicatorii, hai să vedem, cererea de piață. În industria bijuteriilor se preconizează o creștere a vânzărilor în comparație cu anii anteriori. Se presupune că mai ales China și India vor fi din nou mai active pe piață. Datele pentru primul trimestru din acest an sunt ușor peste cifrele din trimestrul 1-2021. ETF-urile. După cum am menționat în ultimul nostru raport despre piața aurului, în ansamblu s-a înregistrat o ieșire de capital în trimestrul 1 din 2023, dar au existat deja intrări din nou în martie și aprilie, care au compensat aproape complet ieșirile. În general, piața presupune că ETF-urile vor înregistra o ușoară creștere pentru restul anului. Investiții. Cererea pentru monede și lingouri de aur, care a crescut foarte puternic în ultimii ani, a scăzut acum în primul trimestru al anului 2023. Contrar așteptărilor experților, care estimau o scădere doar către sfârșitul anului 2023, începutul anului 2024. Cu toate acestea, comparația se face cu un nivel excepțional de înalt al cererii. Trimestrul 1 2023 este mai puternic global în comparație cu trimestrul 1 din 2022, dar mult mai slabă în raport cu trimestrele anterioare din 2022. În acest context, piața europeană cea mai puternică până în prezent a fost Germania, care a înregistrat cel mai puternic declin. Declinul prin investiții în aur continuă și se așteaptă ca acest trend să continue, cu excepția cazului în care alte stimulente vor stimula din nou cererea. Da, după cum v-am spus, era practic normal să scadă cererea din cauza faptului că monedele sunt în plină scădere, că practic suntem în etapa devalorizării, știi? La începutul etapei devalorizării valutelor. Euro, dolar, lira sterlină și francul elvețian. Evident și leul, știi? Dar, uite, experții nu se așteptau să scadă atât de vreme, adică în trimestrul 1, dar practic e normal că du-te și cumpără un kilogram de carne, ia vezi cât e, mai e ca anul trecut, ca în trimestrul 1, nu mai e, da? Sau du-te cumpără, nu știu, unt, lapte, ce vrei tu, sunt aceleași prețuri ca anul trecut, nu mai sunt, așa și cu ăștia, oamenii nu-și mai permit să cumpere aceeași cantitate ca anul trecut, da? Pentru că prețul s-a schimbat. Și practic e logic, adică despre ce discutăm. Și experții ăștia care estimau o scădere către sfârșitul anului 2023, e lucru pe care vi l-am mai spus, da? Cum industria medicală este plină de experți și absolut niciunul, dar niciunul nu a prevăzut pandemia, așa și cu experții ăștia din piață, care absolut niciunul nu vede ce se întâmplă, adică până la urmă și urmăresc interesul, știi? Să tragă pe clienți și să facă bani. Asta e interesul lor. Dar asta e bine să citim, să ne informăm, să știm și noi în ce direcție să o luăm, da?
Bun. Dezvoltarea geopolitică și fiscală. În prezent nu vedem surprize în privința evoluției politicii fiscale pentru restul anului. Autoritățile monetare ale Rezervei Federale și ale BCE vor continua să urmărească obiectivul de a stimula inflația către niveluri normale și probabil vor implementa majorările planificate ale dobânzilor conform programului. Din cauza începerii întârziate a majorărilor de dobânzi de către BCE în comparație cu Fed, rata de dobândă cheie în Europa va continua să crească, chiar dacă acest lucru nu este valabil în America. Datele privind inflația vor juca, prin urmare, un rol important în lunile următoare în ceea ce privește deciziile băncilor centrale. Deci ăștia, BCE, Banca Centrală a Europei, a început să ridice ratele de, să crească ratele de dobândă după ce a început Fed-ul. Dar ei, în principiu, nu știu, oricum am spus că Fed-ul o să mai crească ratele încă o dată, cel puțin. Deocamdată. Cam asta e opinia mea, dar vedem pe parcurs. Ideea este că BCE-ul ar trebui să nu se ia după Fed. Ce face Fed-ul să facă și ei, știi? În principiu ar trebui să răspundă pieței. Ce se întâmplă în piață, așa ar trebui să acționeze și ei. Nu să copieze pe aia care ia o altă piață, adică nu are nicio legătură cu realitatea, dar în fine, poate ei consideră că soluțiile pe care le-au aplicat Fed-ul se pot aplica și la noi în Europa, dar nu are legătură. Mă gândesc, nu știu, eu așa văd lucrurile. Mă gândesc că aici este o piață, în America e cu totul și cu totul o altă piață, adică despre ce discutăm, știi? Și ăștia nu ar trebui să se ia după Fed, dacă ei măresc de 20 de ori, să mărească și ei de 20 de ori. Nu, practic ăștia trebuie să răspundă la nevoile pieței, cum se manifestă inflația, dar noi deja am stabilit faptul că Fed-ul nu cresc ratele dobânzilor din cauza inflației, da? Și dacă ăștia BCE-ul se ia după Fed, cu siguranță au același scop. Da? Deci eu așa văd lucrurile, știi? Bun. Este important să urmărim evoluția euro, deoarece cursul de schimb euro-dolar are de asemenea un impact asupra prețurilor metalelor prețioase în Europa Centrală. Analiștii prevăd o slăbire ușoară a dolarului american în a doua jumătate a anului. Prin urmare, dacă prețul aurului în dolar uncie rămâne același, un dolar american mai slab ar face ca aurul să fie mai ieftin în Europa. Ia uzi. Lunile următoare vor arăta aparent cum se va dezvolta situația geopolitică în Ucraina. În plus, tensiunile politice dintre China și Taiwan persistă, chiar dacă lucrurile s-au mai calmat recent. În funcție de circunstanțe, pot exista consecințe semnificative pentru piața aurului aici. Exact ce v-am zis, dacă China invadează Taiwanul, o să bubuie prețul aurului, da? Și al argintului, evident, al tuturor metalelor prețioase. Știți că v-am spus, da? Vă aduceți aminte. Deci v-am zis, dacă ăștia o să intre, o să se mărească conflictul la nivel global și o să impacteze metalele prețioase la preț de o să rupă. Nu știu cât de mult, nu poți să îți dai seama că nu e piața mea, adică nu răspund eu de ea, nu mi-aparține, știi ce zic, dar în principiu o să crească prețurile, știi? Dacă într-adevăr China va intra în Taiwan, Doamne ferește, acum nu, vom trăi și vom vedea. Dar nu știu ce să zic, eu cred că o să intre, părerea mea. Bun, oferta de aur pe piață. Oferta de pe piață provine de la companiile miniere globale de aur și rafinăriile de aur. Capacitățile sunt în prezent suficiente în funcție de cerere. Anumite proiecte miniere vor fi finalizate în acest an, ceea ce va aduce la o ușoară creștere a capacităților de producție, impulsionată de prețul mai ridicat al aurului. O cantitate mai mare de aur reciclat a ajuns la reciclatorii de aur, la rafinării, adică în trimestrul întâi. În comparație cu trimestrul anterior, aproape 20 de tone de aur fin au fost prelucrate de rafinării precum C. Hafner. Prin urmare, nu se așteaptă o penurie de aur fin. Deci, aur fin o să fie din plin. Așa că vedem și cu aurul. Și aici avem un grafic al evoluției prețului aurului în punctul ASK.
De la euro în grame începând cu ianuarie 2021. Atunci a scăzut în martie și a început să crească. Și ăștia în 2022, în februarie, au intrat în Ucraina. Deci înainte de război, asta deja își luase avânt, da? Înainte de război. Perspective. În acest raport despre piața aurului v-am prezentat doar câteva dintre indicatorii care pot influența prețul aurului. Cu toate acestea, există și alți factori care au un impact similar de puternic. Aceasta evidențiază dificultatea de a face prognoze cu privire la evoluția prețurilor. Cu toate acestea, se poate încerca interpretarea circumstanțelor actuale într-o situație de piață relativ stabilă. Ce concluzii se pot trage din informațiile de mai sus? Probabil nu vor exista mișcări masive. După salturile de preț din martie și aprilie, creșteri suplimentare ale prețului pot fi posibile pe termen scurt. În timpul verii ne așteptăm la o liniștire a prețurilor. În a doua jumătate a anului, prețurile mai scăzute sunt posibile, dacă condițiile rămân la fel. Dar nu cred că condițiile vor rămâne la fel. Deci articolul este preluat de pe blogul lui Hafner, da? Și puteți să-l vedeți acolo în engleză sau în germană, cum vă doriți, sau folosiți Google Translate, dar ați văzut că eu nu mai folosesc. Bun, ideea este că condițiile pieței nu o să rămână la fel, pentru că deja trăim într-o lume în care condițiile sunt alambicate, adică se schimbă de pe o zi pe alta, de la o lună la alta, de la săptămână la săptămână și nu vor rămâne la fel. Și asta înseamnă că în timpul verii nu ne mai așteptăm la o liniștire a prețurilor. Dar în principiu faptul că producția este aur din plin în piață, se poate să nu mai crească la aur. Dar vom trăi și vom vedea până la urmă ce se va întâmpla, că până la urmă și eu sunt doar un student al pieței metalelor prețioase. Bun, cam asta a fost pentru azi, dragi prieteni. Abonați-vă din interes pentru o viață de succes. Vă pup și aveți grijă de voi.